Bine, v-am regăsit pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem o etalare de dragoste pentru luna februarie, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste și în relații. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Vărsător în dragoste și în relații în luna februarie. Ce așteaptă în dragoste și în relații pe cei din Zodia Vărsător în luna februarie? Haideți să vedem. Bun. Pentru cele care sunteți, voi vorbi prima dată de cele care sunteți căsătorite sau într-o relație stabilă. Pentru cele care sunteți în situația de față, vă văd, practic, că ați avut o relație și aveți o relație foarte, foarte complicată. Vă văd că ați muncit foarte mult pentru acest om. Muncă de lămurire, ați dus foarte mult. Foarte multă muncă de lămurire ca să schimbați acest bărbat. Reciprocitate în dragoste a existat. Însă, văd că la un moment dat filmul, ca să spun așa, s-a rupt datorită unei femei, posibil din zodia Fecioară sau, de ce nu, Gemeni sau Capricorn, care a intervenit în relația dumneavoastră și v-a stricat armonia. Este posibil ca multe dintre voi să locuiți împreună cu acest partener, și în cazul celor căsătorite și în cazul celor cu o relație stabilă, practic relația să fie în impas datorită acestei infidelități pe care partenerul a avut-o. Și ba mai mult de atât, văd că în luna februarie partenerul își dorește chiar mai mult decât o aventură cu această femeie. Îl văd practic amețit și învrăjbit de către ea. Și nu văd situația bine deloc. Deci deloc nu o văd în luna februarie. Pentru cele care sunteți căsătorite sau într-o relație stabilă, aveți mare grijă pentru că în luna februarie este posibil să vă pierdeți partenerul datorită acestei femei care și ea la rândul ei este într-o altă relație și ea la rândul ei, ca să spun așa, face o greșeală, însă parcă o face din răutate. Este o femeie foarte rea, o femeie foarte periculoasă. Iar partenerul dumneavoastră parcă este învrăjbit, parcă este orbit de către ea, parcă nu mai vede nimica, parcă nu vă mai vede nici pe dumneavoastră. Multe dintre voi care aveți copii împreună, parcă nu mai vede nici copii, nici casă, nu-i mai pasă de nimic. Caută doar să plece, să se întâlnească cu ea, probabil că vorbește pe ascuns cu ea, chiar dacă mie mi se arată aici că multe dintre voi știți de prezența ei, el se ascunde și vorbește cu ea pe ascuns. În luna februarie mi se arată că multe dintre voi este posibil să vă găsiți, în caz că nu aveți, să vă găsiți și dumneavoastră la rândul vostru un partener, o relație extraconjugală, un bărbat care să vrea să facă totul pentru dumneavoastră ca să vă obțină, cineva care o să știe să vă aprecieze, posibil să fie un bărbat din zodia Balanță sau din zodia Fecioară, însă va fi doar o frumoasă prietenie, ca să spun așa, căci dumneavoastră nu veți renunța la acest partener. Veți lupta foarte mult ca să-l obțineți înapoi, dar lupta cea mai mare o veți duce cu această femeie și cu ceea ce lucrează ea necurat pe relația dumneavoastră, practic. Pentru cele care sunteți singure, pentru cele care sunteți singure, pot să spun, practic în trecut, văd că ați avut destul de multe relații eșuate. Pe multe dintre voi vă văd singure de foarte mult timp. Vă văd că ați legat prietenii, vă văd că ați avut o relație poate într-un trecut mai îndepărtat care v-a marcat și nu ați putea, încă vă gândiți la acel bărbat, încă vă gândiți cu melancolie și cu dor și deși ați făcut foarte multe sacrificii pentru acest bărbat, încă vă gândiți la el. În luna februarie este posibil ca cele care sunteți singure, pentru multe dintre voi să aveți foarte mare grijă, se va întoarce un partener, este posibil chiar la cel la care încă visați, se va întoarce la fel de infidel, la fel de cu aceleași intenții rele, vă va spune foarte multe lucruri, să vă amăgească, foarte multe vorbe frumoase, vă va promite foarte multe
lucruri, că se va căsători cu dumneavoastră sau că va fi sau se va muta cu dumneavoastră. Însă văd multe dintre cazuri că este posibil să fie vorba de un bărbat care este interesat financiar. Un bărbat cu scopuri doar ca să vă aibă fizic și interesat financiar și să vă ducă în eroare, să vă facă să vă... să se reaprindă dragostea în sufletul noastră ca să obțină ceea ce vrea și apoi pur și simplu să plece din viața dumneavoastră. Pentru cele care sunteți singure de foarte mult timp, în luna februarie este posibil pentru unele dintre voi să vă întâlniți practic sortitul și bărbatul la care visați. Un bărbat care este posibil să fie din zodia fecioară, balanță sau gemeni. Un bărbat destul de galant, un bărbat destul de atractiv, un bărbat destul de, ca să spun așa, romantic, visător, cu care este posibil să aveți chiar o dragoste la prima vedere, de ce nu? Deși multe dintre voi care sunteți singure de foarte mult timp, parcă nu mai aveți încredere că vă veți găsi marea dragoste și sufletul pereche și parcă nu mai aveți încredere nici măcar în voi. Deși simțiți lucrul ăsta, în luna februarie mie mi se arată că va apărea acest bărbat care vă va schimba gândirea și practic veți porni ceva frumos împreună, ceva cu un echilibru foarte bun, o comunicare foarte bună, cineva care vă va completa practic. Ceea ce așteptați de foarte mult timp să se întâmple va apărea în luna februarie. Cam asta pentru zodia vărsător în dragoste pentru luna februarie cu tarotul iubirii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share, să vă abonați. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.